Regina pe numele ei. Mă uit peste gard la tine. Bună, Claudia, ce faci? Bună, Șuru, bună dimineața. Foarte bine. Eu astăzi sunt costumată în profa de sport. Păi foarte bine că ești costumată în profa de sport. Îl pui pe Johnny Depp la treabă. Păi l-ai da, întâlnit vreodată pe Johnny Depp? Nu. Ai vrea? Acum... acum nu mi-ar displăcea. Ce să fac? Păi l-ai întâlnit astăzi. Ai întâlnit soția lui. De ce avem acest perete între noi? Astăzi vom face un antrenament postpartum, normal, la perete. Deci vom folosi peretele ca și rezistență. Voi acasă folosiți peretele clasic, noi avem un perete improvizat și pe Șuru. Care este susținătorul peretelui, eu asta fac astăzi. Și vom lucra trenul inferior și abdomenul. Eu zic să începem la treabă. Bine, eu o să fiu aici. Trebuie să fac și exerciții sau pot doar să țin peretele? Păi cred că va fi nevoie doar să susții peretele, că altfel nu știu ce se va întâmpla. Hai că uite, nu să e. Să nu cad peste. Cum Bine. Ne așezăm la perete? Cum facem ca să ne vedem? Vreți să ne punem pe, așa? Ne așezăm pe o parte și de aici întindem picioarele pe perete cu toată talpa. Da. Astfel încât să formăm un unghi de 90 de grade între coapsă și gambe. Și de aici împingem în talpă și ridicăm bazinul de pe sol. Așa. Împinge vecină! Repet, folosim zidul, peretele, ca și rezistență. Și revenim. 10 repetări, având grijă să ținem tot timpul abdomenul încordat și când coborâm pe saltea, să lipim lombarul. 10 repetări, strângem sus fesierul, ridicăm bazinul, împingem în toată talpa piciorului. Stai un pic că mi-a intrat părul în... Pentru că trebuie să împingem tare în perete. Aici este ideea. Peretele trebuie... Îl folosim ca și rezistență. Așa. 10 repetări. După ce am terminat 10 repetări, lucrăm unilateral, ridicăm un picior, celălalt pe perete și sus, jos. Când coborâm, lipim lombarul de saltea. Sus, strângem fesierul, coborâm, încordăm abdomenul, lipim lombarul. Tu așa sus 10 repetări. Cu... Hai, să... 10 repetări. Având grijă aici să nu arcuim spatele. Tot timpul lombarul să fie lipit de saltea, deci nu coborâți așa, coborâți cu lombarul lipit, ușoară retroversie de bazin. După Asta ce am doilea, făcut nu? 10 repetări pe un picior, schimbăm piciorul. Sus, șurutine, scuze, jos, scuze asta. Sus, jos. E mai complicat decât credeți. Menținem tot timpul capul pe saltea. Sus, jos, sus, jos. Aveți grijă să încordați abdomenul, lipiți lombarul de saltea. Apoi lăsăm un perete pe un picior pe perete, așa, celălalt extins și ducem piciorul în lateral, lucrăm coapsa internă. 10 repetări. Și aici aveți grijă să nu se ridice lombarul, dacă vreți să introduceți o mână sub lombar să nu intre. 10 repetări pe o parte. Câte exerciții mai avem, Clau? Încă două. Eu rezist aici, să știi. Și cealaltă parte. Lucrăm coapsa internă. Tot timpul împingem cu piciorul care este pe perete, împingem în perete. Stai așa un pic. Mădălina, vii să-mi dai și mie părul un pic de aici, că mi-a intrat în gură. Vino puțin. Acum. Stai așa un pic. Ne apropiem. O chem pe colega Mădălina să-mi dea părul din gură. Ne apropiem mai mult de perete, pe o parte. Mulțumesc. Așa. Te pup. Cu bazinul lipit de perete, picioarele sus și vom lucra acum un exercițiu pentru abdomen. Picioarele perfect întinse, așa, coborâm, depărtăm genunchii, strângem abdomenul și sus. Ia stai să văd dacă... Stai acolo, stai acolo. Strângem abdomenul. Sus, capul pe saltea. Bravo, lombarul bravo, lipit, în sfârșit. Abdomenul încordat. Ce faci, Șuru? S-a așezat și el mai bine, că sărat. Și acum, ultimul exercițiu. Da. Am nevoie de tine să susții bine peretele. Acum. Pentru că o să împing picioarele din abdomen pe perete. Da? Aoleu. Ești pregătit? Da. 1, 2, 3 și 10 repetări. Împinge din abdomen. Da, susține, susține, sus, 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 sus. Aici toată forța vine din abdomen. Da, da. Și coborâm lent. Și eu țin abdomenul încordat. Sus, 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 sus. Șuru! Ține! Doi. Este un exercițiu un pic mai solicitant, da, însă e. Lucrează toți mușchii abdominali. Sus, sus, sus.
Deci nu uitați, toată forța este din abdomen. Deci la mine din cap, cumva. Sus. Și aici putem să facem și o progresie. Aoleu. Stai, ține bine. Da, da. Sus, sus, sus. Drept. Claudia! Jos! 10 repetări, hai! 10 repetări? Ai, între timp m-am și deplasat. Stai că aici trebuie să stați cu bazinul lipit de perete. Gata, păi se mișcă peretele la tine, sus. Claudia, de aia. Normal, acasă o să vă fie mult mai ușor, pentru că trebuie... Hai că ieșiți pe la obor în curând. 1... Șurut! Ai viața mea! Gata? Gata, gata, numai că risc să mă accidentez. Gata, vecină, hai revenim, sus. Revenim pe o parte, da? Tot timpul vă întoarceți ușor pe parte. Ui, și data viitoare vom lucra și trenul superior. Facem sport cu Claudia Neghină și pe Instagram. Dacă aveți un perete mobil acasă, fetelor, luați-vă soțul să țină contra. Însă nu vă sfătuiesc, folosiți-l pe cel fix, vă rog. Este mulțumim. Mai sigur. Te pupăm, Clau. Și eu vă pup.